Povestea a început la inițiativa învățătoarei clasei 1, care a încercat să-i facă pe elevii să-și să descopere talentul cu care au fost înzestrați. Gabriel a ieșit mereu în evidență prin picturile sale, care pe viitor vor fi cumpărate cu cele ale marilor artiști. Însă, dintr-un experiment, cadrul didactic a avut ca talentul lui Gabi să fie valorificat din plin și astfel i-a dat o idee. M-am gândit că ar fi bine ca la serbarea de sfârșit de an școlar să arătăm tuturor părinților Lucrările lui Gabriel. Și așa a venit ideea unei expoziții. Dar Gabriel nu s-a mulțumit numai cu uh, ideea de a expune aceste lucrări și a dorit ca aceste lucrări, la care îl ține foarte mult, să fie vândute pentru a ajuta un copil aflat în suferință. Acel copil se numește Patrick. Este... Tot este bolnav de cancer, este la uh, tratament în Germania și toate fondurile, toți bănuții pe care vor, uh, îi va aduna Gabriel în urma vânzării lucrărilor lui, vor ajunge în contul pe care ni l-au pus la dispoziție părinții lui Patrick. Gabriel a fost înzestat cu acest talent de mic. A început să picteze de la o vârstă fragedă, iar acum când începe să-și valorifice talentul, nu vrea ca el să se ridice, să fie renumit pentru ce realizează, ci încearcă să facă o faptă bună, să ajute un alt copil bolnav de o boală incurabilă prin realizarea unei expoziții cu lucrările realizate. Pictez de la șase hmm. ani. Ce te-a determinat pe tine să faci acest lucru, să ajuți un alt copil? Să vreau eu și când o să mă fac mare vreau să mă fac doctor. De ce? Um, ca că acum în copilărie pot să ajut un copil sărac care e bolnav. Astfel, la inițiativa doamnei profesoare, Gabriel va avea prima sa expoziție, miercuri începând cu ora 17 la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad. Cei interesați vor putea achiziționa picturile contra cost pentru a-l ajuta pe Patrick, băiatul bolnav de cancer.